Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fac un vlog nou cu animalele, pentru că nu am mai postat de o săptămână și ceva, chiar aproape două săptămâni, și motivul este pentru că am fost plecat la bloc și nu aveam cum să filmez. Normal, eu filmez acest vlog vinerea, dar eu trebuia să vin aici marți, dar am venit mai repede că n-am mai putut să rezist acolo. Am zis că mor de nervi, că mie nu-mi place la blog. Și numai ce am ajuns eu de aproape o oră, să zic două, și nu prea am atâtea noutăți proaste și nici bune, dar în rest animalele par bine, dar o să vi le prezint acum în mare parte pe toate. Și da, am început de aici, din țarcul bobocilor. Aici avem boboci, uitați cât de mari s-au făcut. Și tare mi este că toți sunt rățoi ăștia de rață mută. Ăla micu e posibil să fie rață, ăla care e șchiop și mai unul de acolo din spate. Tare mi este că sunt rațe, dar acum mai trebuie să crească. Și da... Dar am rățoi, uitați, ăsta e rățoi, ăla e rățoi, ăla e rățoi, ăla e rățoi, ăla e rățoi, ăsta cu albi rățoi, aia cred că e rață. Și da, și puicile astea două de-a meraucana nu par prea așa bine, asta pare, dar asta chiar deloc, asta cred că și moare, nu știu. Da, asta cred că moare, îmi pare rău de ea. Nu știu de ce. Eu n-am fost aici ca să văd, acolo avem puii lui Getuța. Dați să intru și aici. Bocii fac o mizierie mare, doamne ce am. Dar o să separ toți puii ăștia, o să-i separ. Deoarece zilele astea voi tăia ultimii pui de carne care au rămas. Au mai rămas, cred că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dacă nu mă înșel, și puiul ăla și ăla de meraucana vor fi și ei mutați. Adică toți vor veni în partea asta, dar o să înalț, cred că, gardul ăsta provizoriu ca să nu mai sare la boboci, că sigur ați s-au luat la bătaie cu bobocii. Ei sunt încă sănătoși, nu au nimic. Este nămol pentru că a plouat zilele astea și da... Uitați și un boboc de rață românească, nu știu ce e, dar este superb. Și ăla mare, ăsta are 2 kg. Ăsta, da, uitați, ăsta, stați, să-l arăt. Și își deschide și aripile. Deci, practic, mai trebuie doar să crească, că în rest e adult. Și aici, pe Glon și Getuța. O să încerc să nu mai mișc atâta telefonul. Încerc, dar îmi tremură mâna de aia. Uitați așa. Vai. Mulțumesc pentru 104 abonați. Am uitat să zic asta și o să continui cu vlogurile. Poate ați crezut că m-am lăsat de YouTube și că am zis acolo la cineva în comentarii că nu o să mai postez o perioadă. Eu când am scris acel comentariu nu știu că o să plec la blog și da. Pe Glonz nu are sens să vi-l arăt pentru că el e el și da. Găina aceea pitică care a stat aici a murit, nu știu de ce. Și mai am o pierdere care m-a enervat. Înțelegeți voi? M-a enervat. Adică a murit găina de-a meraucana, aia galbenă. Aia am văzut de când am plecat de aici că nu este bine. Nu știu de ce, dar am altă veste bună la astea de-a meraucana. E că acea găină de acolo, aia neagră, a început ouatul. Am 3 ouă la ea. Nu pot să închid ușa asta. Așa. La pitici ne-am dat drumul cât sunt eu pe aici. Uitați sebritul ăsta mic, care din nou nu e sebri, dar trebuie să spun. Și da, și pui celălalt cocoș. Dar cocoșul ăsta nu-i prea place să iese în public. Haide, frumosule, să nu sari în partea aia, te rog frumos. Dar și dacă s-ar vii tu înapoi. Ia uitați-l. A fi un cocoș frumos. Dacă vi-l amintiți, dacă vă uitați la blogurile mele de acum vreo două luni sau chiar trei,
El avea o culoare specială și uitați-vă cum a ajuns să fie negru. Și da, și uitați acolo cocoșelul ăla mic, ăsta cu creastă mare, ăsta cântă și calcă, vă zic de acum. L-am auzit azi de vreo 10 ori de când am venit aici și se bate cu ăla de ungurească. Nu știu ce le-a apucat acum, dar da. Ce le-a apucat? Se bat acolo cocoșii, nu știu ce fac. Și da, în rest sunt bine, n-am avut nicio pierdere la puii pitici. Da. Așa, uitați aici porumbița, cea care a rămas singură pentru că la acel mascul a fost mascul, i-a crescut aripile și l-am eliberat. Pentru că, da, curățenie generală trebuie să fac la toate animalele. Acum este vacanță, bine, încă nu e vacanță pentru că mai e și luni și marți, dar văd eu, o să mă ocup de ele, o să le fac curat, o să le mut, o să le mai și separ, oarecum, așa, să vă arăt și căprițele, da, prima dată vă arăt pe țâca, i-a mai crescut burtica, se vede clar că i-a mai crescut, acum face lipsa mică. Da, uitați-o, pețăca frumoasă, așa, nu am blitz-o aprins, așa că nu o să, pe asta nu o să vedeți așa bine, dar da. Uitați-i și porumbelul ăsta, încă l-am, masculul, a făcut ca mizerie, dar aia e. Și aici uitați-o și pe asta, încă nu i-am dat un nume, tot mă gândesc ce nume să-i dau, încă nu i-am dat, dar acum s-a obișnuit cu noi, avem cred că de o lună, hai să nu zic o lună. Eu 3 săptămâni, cam așa. Și aici avem masculul ăsta. Ia uitați-l pe el. El toată ziua stă pe asta de mâncare. Dar nu știu de ce. Așa e el obișnuit. Nu o să le dau drumul pentru că umblă uliul în fiecare zi. Și cam dă târcoale la pitice, la găinile pitice și da. Uitați acolo un rățoi face baie. Nu știu de ce le-a pus bunica mea asta aici, dar în fine. Acum stau. Nu știu ce le-o speriat asta așa tare, dar aia e. Uitați găina asta faină. Găina asta superbă, care ouă. Asta este foarte bine. Și pe negruța asta, încălțată. Super încălțată. Și pe albuța, care fuge. Căței, uitați aici pe Lesi și pe Floricica. Cam sapă gropi, nu știu de ce, dar sapă gropi, aia e treaba lor. Acolo, dacă mă întrebați de ce groapa aia așa, nu-i săpată de ele. Câinele la mare, Burcuș, tot scapă de câteva zile și face gropi noaptea la ei și da. Uita și găina asta pitică. De fapt, toate piticele. Cloșca, cred că ouă, nu știu sigur, cloșca aia. Aici avem găina asta de capir, altă găină neagră, rațele, uitați, astea două rațe bătrâne. Mâine, poi mâine, nici nu mai știu care sunt bătrâne și care sunt tinere. Uitați și rățoiul, imensul rățoi și celălalt rățoi care a crescut și s-a făcut frumos. Ia uitați. Da? Uitați și cocoșul ăla mare. Care nu e pitic 100% pentru că se poate observa că e mai înalt. Dar da. Ce se fac? Nu știu ce se întâmplă aici, dar mă enervează. Mai taci, mă, cocoșule. Uitați-l și pe ăsta mare. Urât. Nu mai tace. Cred că au luat o găină pe aici. Nu știu ce se întâmplă. A, au luat o găină. Am știut eu. Chiar frumoasă asta. Da, am arat și grădina. Nu se vede încolo. Dar am arat. Acolo e Burcus. Hai. Hai, găină. Frumoasă. Da.
taci, mă, cocoșule, că îmi strigi vlogul. Oh, păcat că țin mult la păsări, că dacă nu erai friptură de mult. Măcar calcă și cântă, asta e bine. Acolo avem pe Clementina și pe ăsta. Cocoșul ăsta încă l-am. Acolo e găina potârnichie care sare, care fuge, care e nebună. Și da, vlogul ăsta va avea minim 20 de minute, că am multe de arătat, de spus. Așa, iepurii, să vă arăt și iepurii. Curățenie generală și la ei. Nu m-am mai ocupat de iepuri de mai bine de 2 luni. Ba, să zic mai puțin. Uitați-l acolo pe pufosul. Pufosul, parcă îl chema. Ce frumos e. Așa. Aici perilă. Ia uitați-l acolo perilă. Cu coama lui. A năpârlit. Va trebui să curăț aici. Fac eu lună, bec. Bine, hai să zic o curățenie minimă. Da, da. Și aici doamna, iepurița, care este cap de leu, doar că, nu știu, așa a rămas ea cu coamă mică. Părinții ei sunt identici, identici ca Rila, numai că Rila le bodo așa mai albui, ei l-au avut negru. Da? Moțata, văd că a supraviețuit, dar nu este chiar atât de bine, dar îmi place ideea. Și găina asta albastră, care e cea mai frumoasă găină, și cocoșul de mătase. Ar arăta bine din perspectiva asta, uitați așa împreună. Cine știe, poate îi pun împreună dacă mai trăiește moțata. Ce-i drept, moțata e bătrână. Da. Și uitați și cocoșul ăsta de americană, ce frumos e. Măcar pe el încă îl am. Cred că vrea să sară în cap. Îi dau eu lui, numai sărit în cap. Apropo, am uitat. A murit Spirit, hamsterul, de bătrânețe, pentru că a avut aproape 2 ani și ei nu trăiesc mai mult de 2 ani. Și da, l-am găsit mort. L-am îngropat aici într-un ceva capac, așa, conservă, nu știu. Și l-am îngropat. Da. Uitați acolo și moțata a terminat năpârlit. Uitați ce moț mare are și încălțătură. Și găinile astea. Incubatorul. Știu că e trecut deja de când trebuia să-l iau. Dar îl voi lua în ianuarie. Pentru că atunci îmi voi lua mai multe chestii. Și pentru animale și pentru mine. Dar, nu știu, avem un om care sapă acolo. În grădină. Cred că îl măsor zona asta ca să încep iazul pentru rațe și am o construcție nouă, mi-a venit mie așa în cap să o fac, gen pe acolo, dărâmăm fântâna acolo, e fântână unde sunt fiarele alea, dar nu-i mai folositoare și au stupat-o ca să nu pic eu când am fost mai mic. Și da, acolo va veni o hală așa mare, nu știu dacă de beton, poate doar pe jos va fi beton, unde voi ține rațele vara, rațele mute mă refer, și da, rațele ouă, cred că și cele românești, mereu iau câte 10 ouă, așa îmi zice bunica mea, și da, la găinile astea două le-am dat drumul, la perechea asta mai bine zis, o să vi arăt, deci cocoșul este superb, n-am ce zice de el, stați să vi-l arăt, e pe aici pe undeva, nu știu cum de nu s-a dus în curtea cealaltă. Uitați și rațele astea. A, uitați, se bate cu ăsta de americană. Ia uitați-l pe el. Deci trebuia să-l vedeți când i-am dat drumul. Acum îl bate ăsta. Ia să vedem. Bătaie sau sal? Da, cum ziceam. Ăsta e barosan. Văd că a luat atitudine de când i-am închis pe ăia. Dar lasă că și el e frumos. Și rațele. Acolo e găina. Stați să dau. Așa. Da, vreau asta să prind, cum cheamă găinile. Deci când l-am adus a fost cel mai urât cocoș din fermă și am vrut să-l dau. Și acum e cel mai superb. E mai frumos ca toți cocoșii. Și cei mai preferați cocoșii mei sunt el, ăla de americană și ăla piticul care cântă în partea aia. Restul, glonț și ne-o mai fi.
Nici nu, eu nu mai știu. Vreau să văd dacă se bat. Aia vreau să văd. Cred că a prins atitudine. A, nu, își cheamă găina. Și pe leaga aia a terminat năpârlile. Uitați ce frumoasă, frumoasă s-a făcut. Dar se vede că ea e mai mare ca piticile alea. Opa! Găina aia știu că trebuia închisă, dar le-am dat acum 2 săptămâni drumul afară și n-am mai reușit să o prind pe ea. Mamă, dar ce e aici? E, așa ceva n-am mai văzut. Bătaie, cocoș, găină. Cine, care, pe care? Sigur se vor bate, cel puțin. Ar trebui măcar. Lasă-o, mă. Sigur se iau la bătaie. Ia. Hai, mă, bateți-vă. Sincer, am să-i văd cum se bat, da? Na. E, lasă. Nu știu ce are cocoșul ăla, dar... A, vrea să calce găina. E bine. Da, lăsăm în pace că m-am lungit. Așa... Ia uitați pe ei aici. Ia uitați cum se dă pe lângă ea, cum își înfoaie coada aia. Deci dacă era și încălțat, măcar puțin, așa cum ea, era super. Omul ăla are găini superbe și i-am salvat numărul. Poate mai iau o pereche de Crăciun. Poate, nu sunt sigur. Apropo, puteți să lăsați întrebări de Q&A în comentarii, că de Crăciun vreau să mai fac un nou Q&A, ultimul pe anul ăsta. O să fac de acum 3 pe an, nu știu, unul la început de an, unul la mijloc de an și unul la sfârșit de an, pentru că dacă curcile le las pe sfârșit. Uitați aici, ăștia doi frați, amândoi calcă și cântă, frații ăștia doi. Bărbosul este și el cu ei și găina asta, asta cred că ouă, nu-i mai pui, că deja are aproape 9 luni, să zic. Și fuge, dar cântă și frumos. Și aici îl avem pe bărbosul și găinile roșii și cocoșul ăsta. Da? Acum să vă arăt astea și după aia curcile și după aia încheiem. Ia uitați aici. Deci nu se bat, ba din potrivă, cocoșul ăsta îi bate pe ei, dar ei stau frumoși, uitați, nu se sperie, dar da. Cocoșul ăsta ar fi fost bun de tăiat, dar îl opresc, pentru că da, și aici găinile sunt mai protejate, nu, văd că nici nu dau semne că-s bolnave, uitați. Va trebui să o prind diseară și pe găina aia altă, le-au crescut pintenii cel puțin la ăla. Și da, stau mai mult pe sus. Așa, cum să vă arăt curcile. Am vrut să vă arăt acum, pe scurt, cum cocoșul ăsta pitic s-a luat la bătaie cu ăsta mare. Adică, da, s-a luat la bătaie, efectiv. Și da, i-am despărțit eu. Am vrut să zic și s-au bătut rău, da, i-am despărțit la timp. Sincer, ăsta cred că o să sară în cap, adică uitați-l, cum se înfoaie, cum... Imediat îl bat găinile, dar e bine. Și moțata e superbă. Uitați și rața albastră și curcile. Ia uitați, aici curcile. Ăla nu cântă, dar vrea să se înfoaie. Ia uitați, se înfoaie amândoi. A
Acolo ratele se bat. Și curca asta tânără, asta e aia tânără, nu e cea bătrână. Și da, încheiem. Vlogul ăsta are deja 20 de minute. Nu uitați să lăsați întrebări pentru Q&A. Nu uitați de likes, să vă abonați și